Sunt extrem de fericit că pot face acest anunț care vine în sprijinul sportivilor români și implicit a sportului din țara noastră. După ce am sfătuit cu toate federațiile sportive, am emis un ordin de ministru privind ponderea de participare a sportivilor de performanță români la nivel de seniori și juniori la toate competițiile sportive naționale oficiale. Astfel, începând cu sezonul competițional 2022-2023, această pondere nu poate fi mai mică de 40% din totalul sportivilor participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci pentru fiecare echipă. Deci, minim 40% dintre sportivii prezenți pe teren în timpul meciurilor oficiale trebuie să fie români. Iar federațiile sportive naționale au obligația să respecte prevederile acestui ordin de ministru. Este o decizie care va ajuta cu siguranță selecția pentru echipele naționale ale României la sporturile de echipă. Vreau să le mulțumesc tuturor federațiilor pentru susținerea acestei decizii și le doresc succes în implementarea ei.